Zeci de producători de legume, fructe, preparate din carne și lapte, produse apicole sau de panificație sunt așteptați mâine în piața Bolantă, redeschisă în parcarea Consiliului Județean Olt. Fermierii vor oferi produse autohtone tuturor celor care vor veni să cumpere. Piața va fi deschisă în fiecare zi de duminică, în intervalul 8-16 până la sfârșitul toamnei. Inițiativa acestei piețe volante aparține Consiliului Județean în parteneriat cu Asociația Tinerilor Fermieri pentru a veni în sprijinul micilor producători și pentru a încuraja consumul de produse proaspete și sănătoase.